Publicarea lucrărilor
prezentată în cadrul secțiunii 3, sesiunea de comunicări științifice, într-un volum certificat ISBN. Acum invit invitații noștri, dacă doresc să expună câteva idei privind simpozionul nostru. Cine dorește? De la stânga, la dreapta, la dreapta, la stânga. Am fost și cu pia de gât
ca vicepreședintă. Mă bucur foarte mult că suntem la secretar aici, în primul rând, pentru că asta înseamnă că sunteți o echipă și vă înțelegeți foarte bine. Eu nu mă simt ca inspector aici, ci ca și om al școlii. Vreau să vă mulțumesc mai și mă onorez de a fi Cristin și la colegi. Aș vrea să spun că chiar dacă suntem într-o universitate, voastră, suntem într-o simbioză ceea ce înseamnă în școala universitară. Vă felicit că ați ajuns în zi de joi cu școala altfel. Vă felicit pentru faptul că am participat, spre deosebire de alte lege care au considerat că acest an să nu vină la activă pentru educaționale. Ați avut o participare reușită și mă simt foarte bine și o să las acest loc pentru domnul primar și o să mă aștept aici cu colegii. Într-o lume în care trecutul străzi este la fel de periculos ca și consumul de alimente, nedirecționat, și ori de câte ori trecem strada, suntem mici și avem nevoie de oameni cumva, la fel și de pe băncile școlii, când ajungem să terminăm partea educativă, avem nevoie de coordonatori. Într-o astfel de lume, acest simpozion SOS Producția de Alimente aduce alături cadrele didactice din mediul universitar, din mediul preuniversitar, studenții noștri de la specializările de Ingineria Produsului Alimentare și Controlul și Expertiza Produsului Alimentare. Îi pun împreună cu elevii viitorii specialiști de mâine în producția de alimente și încearcă să găsească soluții pentru obținerea unor alimente care să fie sănătoase, să aducă numai beneficii organismului uman și, în perspectivă, beneficii societății. Ne simțim onorați că suntem aici a doua oară. Mulțumim domnului profesor Bonar, cu care avem o colaborare continuă. Și vă dorim succes în acest simpozion. În calitate de reprezentant al Direcției Centrale de Înaltă și Siguranță a Mediului, vă mulțumesc pentru invitația la acest simpozion. Doresc să felicit această inițiativă, deoarece alimentația privește toate persoanele, începând de la vârsta de pubertate până la vârsta adultă. Problemele legate de alimentație devin, cum zicem, ce mai important, datorită tehnologiilor avansate și la ingredientelor adăugate. Mă bucur foarte mult că această inițiativă legată de producția de alimente a început încă de la nivel liceal și se continuă, așa cum ați văzut, la nivel universitar, la Universitatea pe care avem și de Environment, respectiv Industria de Mare. Doresc încă o dată să vă felicit pe organizator, să vă felicit și pe dumneavoastră pe care a participat la acest simpozion. Dacă nu, eu vreau să mulțumesc colegilor mei care s-au implicat în organizarea acestui simpozion, să-i felicit și ne dorim că atât cât vom putea și la edițiile următoare vom fi alături de ei. Am să rog pe inițiatorul acestui eveniment să vă comunice programul mai departe pentru ziua de astăzi. Vă rog, domnul profesor. Vreau să mulțumesc pe care
care